Salutări, dragilor, suntem la garaj la Macaplight. Avem în lucru și o barcă, avem în lucru și o remorcă. Însă, cu ce ne mândrim în seara aceasta, deși este târziu, am făcut o customizare de faruri pe un Volvo XC. După cum vedeți, farurile vin de fabrică cu bec normal H7. Ce am realizat noi, pe lângă customizarea interiorului, vopsirea ornamentelor în culoarea mașinii, stickerul fără de care farurile nu pleacă de la noi, am ales pentru lupe cu Big Xenon pe faza scurtă, lupe cu LED pe faza lungă, Angel CCFL-uri, o lumină generoasă. Iată, dragilor, ce ne-a ieșit. O să mergem acum să le aprindem, să le aprinde pe rând pe fiecare, să vedeți rezultatul. Avem poziție. Suntem foarte mulțumiți de rezultat. Am lucrat în undeva la 4 zile de muncă. O să aprindem acum faza scurtă. Am folosit un kit de Xenon de 35W, 6000. Faza scurtă s-a aprins. Reglajul l-am făcut deja. După cum vedeți, deși este lumina afară, lumina este una generoasă. Aceasta este faza lungă. Se observă pe clădirea din fața serviciului. Lumina. Noi spunem că ne-a ieșit, ne bucurăm că ne-a ieșit. Clientul, deși a trecut astăzi pe la noi, le-a văzut fugitiv, să sperăm că o să se bucure. Mâine va veni după mașină. Lăsăm un pic și pe faza lungă. O lumină mai mult decât suficientă. Așadar, acestea sunt faruri pentru Volvo XC90, customizate la garaj la Macaplight. Mihai Nistor vă salută. Avem fază scurtă, fază lungă, fază scurtă, fază lungă, fază scurtă, fază lungă.